revenit, doamnelor și domnilor, și pentru că este miercuri, îl avem alături de noi pe Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației. Bună dimineața, Dragoș! Neața! Bună dimineața, Dragoș! E 1 iunie și ne-am gândit cumva astăzi să ne concentrăm atenția asupra copiilor și asupra educației, că până la urmă o societate sănătoasă are la bază o educație sănătoasă. Ori asta prima chestie, pare că lipsește. Prima chestie e 1 iunie. Să circulă foarte bine, deci trebuie să ținem copiii în casă. Okay. E foarte important copiii să nu mai fie pe străzi. Trebuia să lăsăm ceva parte, de trafic. Lăsăm la o parte că e periculos, da? Să îi lase pe adulți să circule pe șosele, astfel încât să ajungă la timp unde au deci la tablete, treabă. La desene. Am plecat astăzi cu o oră mai devreme ca să fiu sigur că ajung aici la timp și am ajuns cu o oră mai devreme. Adică... Am stat în parcare 30 de minute în mașină. În parcarea noastră, da, sper în parcarea voastră am stat 30 de minute să aștept să facă totuși o oră ok ca să nu vin înaintea voastră. Da. Așa, acum zi. Am râs, am glumit. Okay. Da. Asta spuneam, că o societate normală și o societate sănătoasă trebuie să aibă la bază și o educație sănătoasă. Ori da. Asta pare că lipsește când vine vorba de România. De face... câți ani? 30 de ani? Nici nu mai știu câte... Am avut reforme peste reforme, da? Și ideea este că ar trebui să tragem cumva o linie și să ne faci o diagnoză a sistemului de educație din România, dacă se poate astăzi, de 1 iunie. Așa. E foarte simplu. Vorbesc despre asta toate statisticile, toate cercetările făcute de ONG-uri independente privind situația copilului în România. E dezastru. Am vorbit și noi aseară la Starea Nației, vom vorbi și astăzi. Vom avea și mâine o ediție specială. Voi aveți mai nou și ediții speciale, da. Starea Nației pe o temă foarte interesantă. Motive pentru care e ok să rămâi în România. Și există la nivel de educație un motiv pentru care să stai în România, culmea, deși totul e la pământ okay. Și totul pare distrus. România e țara încă unde încă mai poți face o facultate fără să plătești practic nimic. Nu mai sunt foarte multe. Deci din punct de vedere al costurilor. Da, 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 da. Apoi siguranța în școli. Eu nu cred că ți-ai trimis vreodată copiii la școală sau tu sau v-ați trimis vreodată copiii la școală gândindu-vă toată ziua că intră un descreiera peste ei să-i împuște cu o mitralieră. Nu, nu, din punct de vedere al siguranței nu există acest lucru. Îți pui problema că e ceva bullying, că își mai iau o palmă după ceafă la unul mai mare, nu știu dacă să mai fură sandwich-uri acum cum mai merge, mai merge din sau când așa, merge, da. Deci niște chestii de-astea. Te rogi ca ăia doi golandi în școală să lupte între ei pentru influență, nu să se alieze împotriva celorlalți copii și așa mai departe. Da, da, da. Dar nu da. Ai problema că va fi împușcat copilul tău la școală, corect? Sau orice alt act de violență da, majoră. Sau da, o violență corect. De-asta așa. Începem să ne facem și noi probleme cu drogurile. Uite, am fost la Colibița în weekend, m-am întâlnit cu oamenii la Bistrița și mesajul principal pe care l-am adus la București, să zic așa, și l-am dat și aseară la emisiune, este că în Bistrița problema cu drogurile în școli a depășit deja orice limită a imaginației. Adică drogurile sunt peste tot în școlile astea și părinții sunt disperați. Am avut acolo la întâlnire câțiva părinți care au zis nu mai știm ce să facem. Este dezastru. Cine nu consumă e dealer. Asta înseamnă că sunt și alte aspecte ale societății da, care da, trebuie da, da. Implicate pentru rezolvarea da, problemei. Da, deci pe de o parte sunt lucruri ok, dar pe de altă parte sunt lucruri foarte rele. Concluzia e următoarea, sau diagnosticul ăsta pe care l-ai cerut de la mine. Da. Școala românească este mult mai în urma celorlalte sisteme de educație din lume și se încăpățânează să nu privească deloc nici la prezent și nici către viitor. Pentru că în continuare pregătim oameni pentru trecut. În continuare, setul de competențe, să zic așa, că l-am auzit pe domnul Câmpeanu vorbind de curând despre cele 8 competențe, în continuare, setul sau seturile de competențe cu care copiii ies din școală nu ajută. Da, pur principala și simplu. Problemă, Dragoș, care ar fi?
modul de predare, pregătirea profesorilor, nu mai zic de condițiile din școli. Aici nu mai poți să zici la o chestie care e, gândește că ne uităm la o casă care pică. Nu mai poți să zici o cauză. Că a trecut foarte mult timp peste ea, că a plouat înăuntru, că au venit tot felul de oameni și au furat niște cărămizi, geamuri, uși de pe acolo, că aici e ce am făcut în ăștia 30 de ani. Și problema principală, în opinia mea, este lanțul ăsta care a plecat, sau reacția asta în lanț, care a plecat de la subfinanțarea sistemului. În continuare, faptul că noi dăm atât de puțin bani în educație duce la următoarele efecte. Avem profesori din ce în ce mai slabi, pentru că profesorii buni pleacă din sistem. Nimeni nu e încurajat să intre, pentru că salariul de intrare în sistem este execrabil. Și atunci prima măsură care trebuie luată, în ciuda a ceea ce spun acești miniștri dinamită, i-am numit eu, adică Anisie, Câmpeanu, a mai fost ăla de la PSD, zic, ăla cu, cer scuze anticipat, pentru Pop ăla sau cum îl cheamă. Deci toți ăștia au declarat, avem declarațiile tuturor, le-am tot dat pe la emisiune, că nu, că dacă ar avea mai mulți bani educație, ei n-ar avea ce să facă cu ei. Nu, asta e cea mai mare prostie posibilă. Ne trebuie foarte mulți bani la educație pentru a putea fi foarte exigenți cu concursurile de intrare în sistem, astfel încât un profesor care are nu doar har, metodă, chemare, cum vrei să-i zici, talent și așa mai departe, să fie foarte bine școlit. Adică trebuie să începem prin a-i școli pe viitorii profesori, apoi prin a-i plăti extraordinar de bine, deci nu bine. Uite, la medici s-a întâmplat treaba asta. Poți să faci acum o facultate în România, facultate, și să predai în condiții decente la nivel de salarizare. Ok? Apropo de asta, știi că avem proiectul, scuze-mă, că te întrerup puțin. România educată, care teoretic se dorește a fi o chestiune foarte generoasă. Stai puțin, că încă n-am terminat. Căci acum, în ceea ce se numește creșterea salariilor, care tocmai ce a fost adoptată, pentru profesori dăm doar 10% comparativ cu celelalte categorii, unde creșterea va fi mult, mult mai mare. E o ceva care mie îmi scapă. Nu deci există, în continuare bani puțin către... Da, nu. Ideea e următoarea, că de-aia ajungi la această concluzie, că țara te vrea prost. E normal să ajungem la această concluzie când toate acțiunile făcute de acești oameni te duc în direcția asta. Sunt menite să țină educația foarte jos. E simplu, astea, normal. Nu e nimeni bolnav de conspirații ca să zică, aolo, stai că e un calcul pe care... Nu, e o chestie de care ei și-au dat seama foarte devreme, bă, cu cât sunt ăștia mai proști, cu atât o ducem noi mai bine și pe termen mult mai lung. Și atunci de ce să vii și să schimbi educația, să faci reformă în educație, să bagi bani în educație? România trebuie să fie... Nu e o chestie doar internă, să știi că nu s-au gândit ăștia ai noștri. Sunt prea proști ca să facă o strategie despre cum să țină educația la pământ. A ține educația la pământ este o chestie care vine de afară. România trebuie să fie nu doar o piață de desfacere pentru produse foarte ieftine și incredibil de proaste, ci trebuie să fie în continuare o țară care să ofere o mână de lucru foarte ieftină. Chiar dacă necalificată, foarte ieftină. Dar... pentru că foarte necalificat ce înseamnă? Lipsă de putere de negociere. Un om care nu este educat este un om care nu are nicio putere de negociere pentru venitul lui. Nu aduce și atunci un plus valoare și atunci și automat sclav, nu poate să negocieze. În condițiile în care salariul minim e ținut foarte, foarte jos, intenționat, asta se întâmplă pentru că e nevoie pentru aceste corporații mari care vin și angajează oameni cu miile, e nevoie să-i poată plăti cu foarte, foarte puțin bani, astfel încât să care foarte mulți bani de aici. Afară. E bravo, destul de simplu. Ai ridicat mingea la fileu pentru că aș fi vrut să te întreb ce-și dorește, ce crezi tu că-și dorește învățământul din România în acest moment? Să educe cetățenii sau să-i formeze pentru meserii? Și tu spuneai de necalificați, dar noi avem o mare nevoie și de calificați. Noi nu mai avem școlile de meserii, noi nu mai avem meseriași în România. Nu, stai, că aici e altă problemă. Aici nu există
din păcate, nicio strategie. Adică noi n-avem nici o strategie în care să spunem, domne, uite care e treaba, trebuie să pregătim atâția oameni pentru aceste meserii. Pentru ce meserii? E foarte... sunt întrebat prin țară pe unde merg, sunt tot felul de copii care zic, domne... Tu îmi spui că e nevoie de o analiză ca să-mi dau seama unde sunt minusurile și unde sunt lipsurile, de așa natură să pot să compensez. Nu, toată lumea știe unde sunt lipsurile. Toată lumea știe. Analizele astea s-au făcut, analizele astea se fac. Există ONG-uri, există chiar specialiști în minister care știu aceste lucruri. Că e nevoie de 3 sudori, 5 agricultori și așa. Da, normal, dar nu se întâmplă aceste lucruri. Nu se fac aceste lucruri. După aia avem o mare problemă în a-i ține pe copii la școală. Tot din cauza sărăciei. Bă, suntem tâmpiți dacă... Deci există, nu știu dacă ați văzut ultimul sondaj World Vision. Dacă eu am unul din, din trei copii trebuie să ajungă în gospodărie, să facă treburile gospodărești și n-ajunge la școală. Apoi, unul din doi copii declară, unul din doi, în mediul rural, declară că nu se simte atras de școală, nu i-a plăcut niciodată școala. Bineînțeles că dacă mergi 10 km dus întors ca să ajungi la școală, unde vine unul care n-are absolut nicio legătură și zice, învățați asta, taci dracu din gură, ăla faci. Știi? Adică chestia asta cu mamă și predarea asta standardizată, trebuie să renunțăm la chestia asta. Nu mai trebuie să-i scoatem pe toți oamenii la fel. Trebuie să mergem cu sistemul ăsta de învățământ care să nu mai fie unidirecțional de la catedră la 30 de copii și care să standardizeze. Că apoi copiii normal că urăsc școala pentru că tu le tai prin ceea ce faci acolo tot ce ține de ei, de personalitatea lor, de creativitatea lor. Da. Avea Ken Robinson în Găsește-ți elementul, o chestie extraordinară, vi recomand, cu școli creative, elementul, Găsește-ți elementul, are niște cărți extraordinare traduse și la noi, din păcate omul s-a prăpădit în pandemia asta și avea o chestie extraordinară, zicea, bă, copiii au o mare problemă, într-adevăr, suferă de copilărie și noi le anulăm treaba asta, da. Pur și simplu. Școala îi încurcă foarte, foarte tare pe copii și încearcă să-i standardizeze, să-i facă pe toți la fel. N-ai văzut, sunt aceste probleme, domne, uite, ADHD, da? Are copilul, vă rog eu frumos, mutați-l la altă clasă, are, ce are, domne? E agitat. Deci, are ADHD de ăsta, luați-l de aici, că nu știu ce. Nu, acel copil trebuie să lucrezi cu el, să-i arăți lucruri interesante, să-l faci curios, să le menții curiozitatea. Toată curiozitatea copiilor este anulată, pur și simplu. Iar copilul, când i-ai luat curiozitatea, el e zero. Auzi, Dragoș, da, în încheiere, știi că era vorba aia mai pe vremuri, dacă știam ce vremuri vin, nu mai făceam copii? Oare mai e valabilă sau ar trebui să fie din nou valabilă? Eu am făcut următoarea analiză ieri la emisiune. Mi-aduc aminte, cu 20 de ani, când s-a născut Fime, ne era tot foarte greu. Un minut. Ne era tot foarte greu. Adică munceam amândoi și eu și nevastă mea, aveam salariu, munceam de dimineață până seara, două servicii aveam eu și cu două, trei zile înainte de salariu, tot luai pe caiet de la magazin, tot dădeai cu banul dacă iei pâine sau Pampers. Stăteam la coadă la Bebelac, la laptele ăla praf dat gratuit de primărie. Da. Din păcate, acum, pentru o familie în care, la fel, ambii părinți lucrează și au un copil mic, e și mai greu. Eu întrebarea asta o am. Bă, poate să meargă într-o direcție bună, cum se laudă ăștia. Iohannis e foarte mulțumit de noi, de guvern, cum se laudă Ciolacu, cum se laudă Ciucă. Poate o țară în care e din ce în ce mai greu să faci, să crești, să faci ușor, să crești un copil, da? Poate să meargă într-o direcție bună? Eu nu cred. Încheiem Dragoș, întrebarea asta, frumos. Dragoș. Mulțumim tare mult. Ne luăm la revedere, doamnelor și domnilor, să aveți o zi minunată de 1 iunie, nu? Da, vom avea, evident, exclusivitățile pe care le avem de obicei de la ora 15 la Cristi Brancu. Iar de la ora 19.30, Diana și Cove au pregătit doza zilnică de amuzament și știri din lumea mondenă. Nu uitați că există și Dragoș Pătraru cu Starea Nației, iar... Acolo! E și el pe acolo. Iar noi, mâine dimineață, vom fi din nou prezenți. Toate bune, la revedere! La revedere! La revedere! Acest program este disponibil și pe Prima Play.